Deci am luat decizia din am avut așa o pricină ca să zicem că în câțiva ani urmă am luptat pentru adică cum să mă numesc, deci am luptat vama din sat a fost pusă ca atare să oprească traficul de contrabandă și așa mai departe, dar s-a primit că s-a impozitat de la zero, s-a impozitat trăitorii satului Pârlădeni. Și deci am început a activa în domeniul ăsta, tot manifestații, am făcut și am câștigat 200 de euro la persoană, adică azi putem să trecem și mamă în marfă în sumă de 200 de euro. Și ei și nu sunt plăcut pentru că era de la zero, de pe un kilogram de cartofi, 20% trebuie să-i plătești. Sau din 10 boboci, 2 boboci ți-l luau. Trebuie să-i plătești, și mai departe. Nu mai vorbim de carne, de zahar, de celelalte. Deci atunci am izbutit, am câștigat. După asta am lucrat mai departe cu regretatul domnul Vladimir Rotaru, care a legitat îndemult. Și ne-am apucat de, adică am fost țelul nostru de a câștiga, de a obține statutul oficial de zonă de conflict, zonă de securitate. Acest statut privede, deci, care mai facilități, adică pensii majorate la bătrâni, 30% la salariu, la bugetare, 300 de cuburi de gaz în timpul de iarnă, adică în timpul încălzării. Iarnă, 5 luni de zile, 8 cuburi în timpul verii, 60 kW anul împrejur compensați tot, adică tot asta se dă la prețul transnistrian, trecând de cei când suntem în zona de conflict. Și deci noi, la prima etapă, am căpătat acest statut oficial cu domnul Vladimir. Și până ce fini s-a adăugat, adică la moșlege s-a adăugat 50 de lei la pensie. Asta cred că e un lucru foarte mare, pentru că, într-adevăr, sărăcia care e astăzi persistă în Pârlădeni, e lucru mare. Și iată, deci, din cauza asta am înțeles că pot face ceva, pot schimba ceva pentru sat și am hotărât să candidez. Și mai departe, știu. Care credeți că sunt cele mai grave probleme din sat la momentul actual? Cele mai grave probleme, cred că e gunoiul, mizeria în sat. Gunoiul, adică, numai hal fără hal. Eu am fost în unele sate, adică am făcut cunoștință cu unele sate în care sunt am primari cunoscuți și acolo am pus la punct toată. Noi până ziua de astăzi nu avem gunoiște autorizate. Deci cum poți spui tu la un trăitor a satului de ce ai pus gunoiul în șes sau în pădure dacă tu nu ai gunoiște autorizate? El poate spune, dar unii să-l pun. Și ai răspuns care? Sigur cum nu există. Deci eu, dacă venind la primărie, zicem, dacă mă alege lumea de Pârlădeni în comună, eu, în primul rând, am sezonat întrebarea cu gunoiștea. Gunoiștea și ei și mai am lăsat totul în zonă de securitate. Asta e primul întrebări care trebuie să rezolv, să vorea că se descarcă, adică lumea să dispăvăresc de plata, de lumină electrică și pe gaz, și gunoiul. Gunoiul ar trebui să fie, cred, printr-un gant, ori căpătat tehnic, acolo un tractor, și pe făcut grafic pe fiecare stradă, în ce zi anumită, să strângă gunoi de la porți, adică în sacoșul, ori în saș de polietilenă, să-i strângă cum se face în toată lumea. Chiar Europa. Adică să nu fie gunoiul la tutare aruncat, să fie gunoiște autorizată și dus la gunoiște, să descărcăm statul de gunoi, de șeuri. Da, domnule Vitale, încă o întrebare. Cum credeți că primăria ar putea soluționa problema locurilor de muncă în localitate? Deci aici sunt mai multe căi de rezolvat, dar eu văd o cale. Adică noi trebuie accent pe investiții, prima etapă. Și după aceasta, și aceste investiții nu de cheltuiți, zicem, trecut drumuri acolo, iluminare și mai departe, cum fiecare primar promite, dar trebuie făcut că locuri de lucru. Adică locuri de lucru cu perspectiva de a acapara la bugetul primăriei bani. Ca acești bani iară se investește iară în locuri de lucru, da. Acum și în drumuri și în celelalte. Dar adică, cine puteți să-i convingeți să vină aici să investească? Cum poți să-i convingi oamenii de acolo? Poate prin granturi, poate prin... Să convingem, adică cum? Tot prin intermediul Guvernului Republicii Moldova, pentru că satul, după cum am mai spus, satul se află în zona de securitate. Are de acolo statut de securitate. Deci această zonă este oarecum protejată de guvern. Și cred cu ajutorul guvernului, guvernanților, vom căpăta granturi și mai departe.
Da, și în acest context, ce cunoașteți despre atragerea de fonduri sau cum vedeți dumneavoastră? Pentru că în bugetul local banii sunt puțini, de unde ei trebuie să vină? Eu mai repet, vă spun că din ajutoare europene, din ajutoare americane, așa mai departe. Este de lucrat, trebuie avut, primul rând, trebuie avut o echipă foarte bună în primărie, adică să are vedere contabilul și așa mai departe. Echipa să fie foarte bună ca să putem lucra. Să facem planuri de afaceri, să scoate bani. Dar ce tipuri de afaceri ar putea avea succes în Fărnădeni? Sau cum vedeți dumneavoastră? Iarăși sunt foarte multe. Adică, eu vă spun așa, într-un cuvânt, primăria asta e tata și mama satului. Zicem, același colhoz la care e cu mulți nostalgici visează, același colhoz spate făcut, adică nu colhoz, dar oarecare cu altă formă de administrare, cu ajutorul primăriei. Adică spate de reanimat ferma de peste, spate de făcut serii, spate de chiar aceeași, știu multe, aceeași stână de oie, spate de făcut la primărie, ca să vii la banul, la buget primăriei. Nu știu că numai să trăiască primăria din impozite, dar să aibă și oarecare. Da, apropo de asta, cum credeți că este administrat pământurile în satul Fărlădeni? Și cum ar putea fi mai bine? Eu știu, cred că ar trebui de revizuit. Eu nu pot spune acum, pentru că eu nu sunt primărie, ar trebui de văzut după o revizie la pământuri, care sunt date. Eu aș fi de acord să fie așa, proprietari, cum de pildă, cum e SRL, Farlo, Agro, oricum a fost mă cheamă, și mai sunt oameni care vor să iată, eu știu, domnul Anatol Cuzicom, vrea să iei pământuri tot și... Trebuie dat pământul să fie pământul împreună să prelucreze, adică să nu și pășunii, să nu și pământuri lăsate, pentru că noi știm că toți când s-au luat pământul, adică am fost primit codul punciar, toți au vrut să iei pământul, dar primul s-au luat de izbire, știi, neavând tehnică, neavând puteri, care au îmbătrânit, care, și vedeți, situația e cam gravă cu pământul. Da, domnul Vitali, nimeni nu vorbește despre satul Fărlădeni noi, acolo ce probleme există? Acolo pentru că rămâne izolat. Dacă aici probleme, zicem, sunt, da, sunt tot majori, dar în orice caz s-au clarificat chestia cu apeductele și cu asta trebuie făcut iar o revizie de văzut, și pentru că apeductele lucrează, funcționează, dar funcționează foarte prost. Sunt de acum vorbind cu lumea, sunt probleme grave și cu apeductele, cu toate care sunt, dar totuși nu sunt de ajuns, mi-a costat măcar vreo două, s-au reanimat, de văzut unii și cum. S-a tras gaz la noi, avem gaz natural și așa mai departe. În Fărlădeni noi nici pe departe lucrurile astea nu sunt. Adică eu și pot să vă spun, acolo prima problemă arzătoare, asta e apa. Asta numai decât a trebuit tot pe apeductul Fărlădeni noi. Și pe urmă, la dâns și problemă foarte mare, problema numărul 2, asta o să cot drumul care leagă satul Fărlădeni noi cu traseul Chișinău-Căușeni. Iată, acest drum tot e un fel de drumul vieții, adică ei nu pot să iasă, adică și, în primul rând, ar fi o facilitate, adică un plus, din cauza că eu aș ca fiind primar, să zicem, dacă sunt ales și fiind primar, eu aș da drumul la rutiera, pe Fărlădeni noi, rutiera Fărlădeni-Căușani, care ar mai, zicem, ar mai înviora satul, ar mai, pentru că altfel, acolo de acolo, eu, oamenii la Căușani, duc trătare noi, care iară, mă închipuiesc că nu se plătește niciun fel de impozit, nimic, alt sat, cu toate Fărlădenii noi, comuna Fărlădenii. Uh-huh. Și o ultimă întrebare, cum ar arăta satul peste 4 ani dacă dumneavoastră ați câștigat aceste alegeri? Eu cred că s-ar schimba foarte mult și la față și fața oamenilor altfel. Noi, dacă slogarul nostru este o comună în care să rămânem să trăim, adică să nu fugim de sat, să nu luăm drumurile prebejii, dar să trăim aici, să mușim aici, să creștem copiii. Eu cred că asta are pe altfel, în contextul altfel. Da, apropo, pe lângă problemele de infrastructură, ce ziceți despre partea culturală a satului? Cum există acum o viață culturală a satului? În primul rând, eu, dacă știți dumneavoastră, eu sunt tot omul din oarecare măsură, sunt om de cultură, adică am lucrat în care cultura m-a chemat ca cultură artistic, am instrumente acasă a mele, adică sunt un om care, și cred că și aici privește la această întrebare, o să rezolvăm și o să rezolvăm pozitiv. Cred că mult mai mult concert, o să fie cu multă activitate artistică și așa mai departe. Eu sper, și nu sper, dar chiar cred că o să fie lucrul ăsta, pentru că eu sunt acela om care am chemat în cultură, mulți ani. Da, mulțumesc.